Bună ziua! Suntem la cumnata mea și la cumnatul meu și soțul meu vrea să cânte o cântare sau mai știu eu ce vrea el. Și suntem aici, pot să mă arăt și pe ei ca să nu mă apămâne. Aici e Angie, ea e ocupată. Aici e Miri cu Natalia. Miri, Natalia! Aici e unchiul meu, tati, acum aș drege vocea. Da. Cu o cafea. A fost bună cafeaua? Foarte bună. Mai bună ca ta. Nu, mă bucur. Serios. De la mine. Să pun aici. Stai să aici mai este. Stai că mai are. Trebuie să-mi trei pe mori. Nu a fost cafea de la noi. Nu, niciun caz. Nu? Nu vor. Nu a zis și tu ceva la oameni prima dată? Prima dată să zic la oameni. La oamenii lui Dumnezeu. La oamenii prea iubiți de Dumnezeu. La oamenii care Dumnezeu se îngrijește de ei și le dă soare, le dă aer, le dă pâine, le dă hrană, le dă împărăția Dumnezeu cu plăcere. Numai noi să ne ajute Dumnezeu să umblăm în căile Lui și să trăim conform cuvântului Său, care este Constituția noastră a pocăiților. Suntem aici la fratele meu. Eu nu prea mă sunt bine, dar asta este. Și vrem să facem o înregistrare, dacă Dumnezeu ne ajută și este de partea noastră. La cererea a multor oameni care da. Ori văzut, fac acum video ăsta. Da. Frații, surorile care... Care au văzut video, scuză-mă, care au văzut video care l-am postat data trecută, acum două săptămâni, când ai cântat, știi? Da. Și vrem să lăudăm pe Domnul, pentru că El merită toată lauda, toată cinstea, toată mărirea, toată slava, toată puterea și toată gloria. Fiindcă a făcut tot ce s-a putut pentru mântuirea mea și a multora și a neamului omenesc. Așa cum scrie în 2 Petru 1:3, scuzați-mă. Dumnezeiasca putere ne-a dăruit tot ceea ce privește viața și evlavia. Deci El a făcut tot posibil pentru mântuirea noastră, pentru înălțarea noastră, pentru schimbarea noastră, dacă vreți, în om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar nu vreau să vorbesc în cuvântul Domnului, decât așa la început, dumneavoastră cunoașteți foarte bine cuvântul Domnului și cine nu cunoaște, să-L cunoască, să-L citească, să-L aprofundeze. Că cuvântul Lui Dumnezeu este viu și lucrător, zice Evrei 4:11. Și Dumnezeu schimbă memoria, Dumnezeu schimbă totul ca să devină omul după chipul și asemănarea Lui. Vreau să cânt o cântare despre Domnul Iisus Hristos. Cântarea zice, era odată o tainică grădină. Numai că gâtul meu și mă cam chinuie o tusă, nu știu cum voi putea să cânt, dacă ajutorul Domnului încerc. Era odată o tainică grădină, în care Domnul se ruga plângă, e față lui cea plină de lumină. Eram tristată până la mormânt. Și față lui cea plină de lumină. Eram tristată până la mormânt. De multe ori pe față el căzuse și se ruga cu mult amar nespus să treacă tată să nu beau paharul. Paharul suferinței lui Iisus. Să treacă tată să nu beau paharul.
harul suferinței lui Iisus. O Ghețimani în grădină neuitată, tu ai văzut durerea lui Iisus, pe Iuda când a sărutat odată, pe Domnul strălucirilor de sus. Pe Iuda când a sărutat odată, pe Domnul strălucirilor de sus. O Ghețimani în grădină neuitată, în tine plânge Domnul cu amar, și apoi se pleacă în haina umilinței, își pregătește drumul spre Calvar. O Ghețimani în grădină neuitată, tu ai văzut durerea lui Iisus, pe Iuda când a sărutat odată, pe Domnul strălucirilor de sus. Acesta este Dumnezeu, care a dăruit pentru omenire și a făcut pentru omenire tot ce s-a putut, tot ce este posibil. Și dumnezește, și firește, și omenește, cu vreți dumneavoastră să luați. Dar ce face omul? Cum se comportă omul? Cum îl ascultă omul pe Dumnezeu? Vedeți cuvântul Domnului spune, voi care sunteți răi, dar dați lucruri bune copilor voștri. Cu atât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Deci, prin urmare, dacă omul cere ceva de la Dumnezeu, Dumnezeu este capabil să dea, să împlinească toate lucrurile bune pe care le cere omul. Dar omul nu apreciază lucrurile astea. Și știu eu ce să zic, dar cuvântul Domnului spune că în el avem viața, ființa și mișcarea. Deci fără Dumnezeu nu putem nici mișca. Nu putem nici gândi. Nu putem face multe lucruri bune fără Dumnezeu. Dar omul zice că el a făcut prin puterea lui. Și înțelept, și bogăția, și mai știu ce are, prin înțelepciunea lui, prin puterea lui de a gândi, de a judeca, și mai știu cum se gândește el. Dar Dumnezeu i-a ajutat. Că dacă nu era Dumnezeu de partea lui, nu reușea să adune omul și să facă tot ce are. De aceea, oameni buni, oameni care mă ascultați, oameni care nu v-ați pocăit, pocăiți-vă, fraților. Pocăința nu e un lucru de râs. Pocăința nu e un lucru de luat în bajocură. Pocăința înseamnă a deveni fiul de Dumnezeu, din fiul al lumii. Dumnezeu dorește să devii sfânt. Așa cum zice Petru, 1 Petru 2 cu 9, voi sunteți o seminție aleasă, preoție împărătească, neam Sfântul popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să-i vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat de la întuneric la lumina sa minunată. Auzi? Dumnezeu te dorește să devii fiul de Dumnezeu, de neam din Dumnezeu, și ești dacă l-accepți pe Dumnezeu și accepți condițiile și accepți dragostea și bunătatea Lui, pentru că Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, adică ne îndeamnă să ne lepădăm de firea noastră pământească care caută să ne robească și devenim fii al Lui Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Dacă se mai poate să văd dacă mai găsesc o cântare pe aici, să mai lăudăm pe Domnul, că merită Domnul. Am găsit ceva.
Hei, Miria, vă rupeți mânuțele. Când te avem îngrijorat, strigă către Domnul, de povară apăsată, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice te apasă, strigă către Domnul, că El nu te lasă. Strigă către Domnul, orice te apasă, strigă către Domnul, că El nu te lasă. Dacă vrei să fii mai sfânt, strigă către Domnul, o lumină pe pământ, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice te apasă, strigă către Domnul, că El nu te lasă. Pentru cauza vieții noi, strigă către Domnul, pentru harul de apoi, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice te apasă, strigă către Domnul, că El nu te lasă. Frământat de ce va fi, strigă către Domnul, izbăvit de chin vei fi, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice te apasă, strigă către Domnul, că El nu te lasă. Apostolul Pavel, pe drumul Damascului, mergând să aducă pe cei ce credeau în Domnul Iisus Hristos legați, să-i judece, să-i pedepsească, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drum. S-a arătat Domnul Iisus Hristos într-o mare lumină. Și a zis printre altele, te amănești din mijlocul norodului acesteia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să redeschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumina ta și să primească prin gândiță în mie iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Omule, care nu te-ai pocăit, ai auzit ce-o zis cuvântul Domnului? Pare să... În fapt, Apostolul, capitolul 26. Domnul vrea să te facă cetățeni împreună cu cei sfinți. Cetățeni împreună cu îngerii, cu serafimi, cu heruvimi. Dumnezeu vrea să te scape din iad, din moarte, din prăpăd. Tu de ce vrei să mergi în iad? Pentru ce nu-ți vine mintea la cap, omule? Iertați-mi expresia. Dar, oameni buni, gândiți-vă că Dumnezeu a făcut tot ce e posibil pentru mântuirea noastră a oamenilor. Și noi nu vrem să ne pocăim. Pentru ce nu vrem să ne pocăim? De ce? Adică nu vrei să-L ai ca Tată pe Dumnezeu, care face toate lucrurile posibile pentru copilașii tăi. Tu, dacă ai o familie, ai copii, faci tot posibilul, creezi toate posibilitățile, i-ai creat sau creezi, toate posibilitățile să le meargă bine. Cu atât mai mult Dumnezeu, care este incomparabil de bun, creează copiilor săi toate lucrurile să le meargă bine. Nu că nu ne mai, nu, să zic așa, nu mai avem necazuri, să avem necazuri, pentru că așa spune, lumea vrea să ne bea necazuri, cuvântul Domnului. Dar îndrăzniți că eu am biruit lumea, Domnul Iisus Hristos a biruit lumea rău prin bine. Așa îmi se cere și mie, dar și dumneavoastră, să biruim rău prin bine. Și dacă mă face așa, vom semăna cu El, cu Tatăl nostru, cu Dumnezeul nostru, cu iubitul nostru. Și dacă vom semăna cu El, vom avea parte de El. Iar dacă nu, cu regret spun,
Nu vom avea parte de chinurile veșnice care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce n-ascultă de Dumnezeu, nu pentru cei ce ascultă, pentru cei ce nu vreau să asculte de Dumnezeu, le-a pregătit. Și ce să zic, că îmi pare rău că trebuie să spun și părțile astea negative a lucrurilor. Oamenii vor fi chiniți în veci de veci, așa spune Scriptura. Și dacă Scriptura spune așa, eu nu pot să vorbesc altfel. Și dacă Scriptura spune așa, așa este, pentru că Scriptura nu minte. Eu rămân la aceste cuvinte. Iubiților, așa cum spune, mai vorbesc un pic despre 1 Petru 4:7, spune cuvântul Domnului 1 Petru 4:7, zice, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți dar înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Mai ales să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Deci dacă spune Dumnezeu că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, păi să știți că este aproape. Cât de aproape nu știm, El știe. Dar 100% este aproape. Și să vedem, frate, să nu ne trezim, veniți prea târziu. Ați văzut ca diferite lucruri lumești, să putea omul să ajungă prea târziu, prea târziu pentru el. Să ne grăbim să intrăm în această odihnă al Dumnezeu care a promisă Dumnezeu omenirii. Aș vrea, tati, să mai cânti o melodie. Mai lasă-mă, dar ce... Una singură. Nu, omule, nu mă sunt bine, nu ți-am spus. Uite-te acolo și caută, a bătut la ușa ta cineva. Dacă nu o ai. Dacă... Uite-te să vezi. Nu știu. E o melodie veche, foarte frumoasă, din copilăria mea. Pe de rău te... Am bătut la ușa mea, ok, da. La solicitarea lui Dacian, eu care de-abia stau aici, mai solicită să mă cânt o cântare. Cântarea zice, a bătut la ușa ta. Domnul Iisus Hristos bate la ușa fiecărui om și așteaptă să-i răspundă. Altă păcate, oamenii nu vrea să răspundă. Nu păcate pentru oamenii care nu vrea să răspundă. Iar Dumnezeu îi iubește foarte mult, pentru că a făcut tot ce s-a putut pentru noi. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni. În tăcerea negre nopți pe un om și plânge, fața lui nu mai răni, pe tu nu mai sânge. În tăcerea negre nopți stă un om și plânge, fața lui nu mai răni, pe tu nu mai sânge. Cine e străin pribeac, cine e? De-al cui amar pribegești, pentru cine te-a brăzdată, pe ce fără număr, ce povară ți-a lăsată, rana de pe umăr. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spin și ură, numai roșii trandafiri pe dumil umplură. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spin și ură, numai roșii trandafiri pe dumil umplură. Eu sunt pâinea cea s-a frându-mi întreg, sunt vinul eternelești. Am venit să plâng în drum rădunsturătoare, în vece ce pierd acum ultima chemare.
Cuvântul Domnului spune, iată, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cine are urechi de auzit să audă ce vorbește Domnul prin cuvântul Său cel Sfânt. Să ne ajute Dumnezeu să deschidem ușa inimii noastre, să pătrundă Domnul Iisus Hristos în casele noastre, în inimile noastre, în familiile noastre, în copilașii noștri, să ne iei socrotirea aripilor sale. Cuvântul Domnului zice, cel ce stă, socrotirea celui prea înalt și se odinește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeu meu care mă încrede. Da, El te scapă de lanțul vânătorului, de ciuma și pustiile ei. El te acopere cu penele și te va ascunde sub aripile Lui, că scuși și pavă, este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciumă care umblă întuneric, nici de morimă care bântuie ziua în amiază mare. O mie se cadă alături de tine și 10.000 la data ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplăcirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de opor și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nici în orăcire nu te va ajunge, nici orgie nu se va apropia de corpul tău, că cel va prunci în jos să te păzească în toate căile tale și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să lovești cu piciorul de pe piatră. Vei păși peste lei și peste năpârși, vei crescau peste pui de lei și peste șerbi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de acela va izbăgi o crotică și cunoaște Dumnezeu meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu El în strâmtorare, îl voi izbăgi, voi prosăvi și voi să trec o viață lungă și voi ajuta mântuirea mea. Iată ce Dumnezeu avem. M-am citat din Psalmul 91. Nu vrei să vii la Dumnezeu acesta? Nu vrei să-L ai ca apărător, nu vrei să-L ai ca Dumnezeul tău, ca tatăl tău, ca frate al tău, ca Dumnezeu al tău. Nu vrei, e problema ta. Dar să nu plângi până la urmă. De aceea, oameni buni care mă ascultați și toți cei ce nu mă ascultă, pocăiți-vă, a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, oricât nu mă va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și cu multe alte cuvinte îndemna și zicea, mântuiți-vă în mijlocul acestui neam ticălos. Auziți? Petru, în Faptele Apostolilor, cred că capitolul 2, versetul 37, începând, cred, nu știu sigur, dar este sigur în capitolul 2, vorbea oamenilor maturi, nu copilașilor, cum zic unii, că te-au botezat de copil mic și cu asta încheiat. Nu. Marcu 16:15 zice, mergeți în toată lumea. Propăduiți Evanghelia orice făptură, cine va crede, se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Și acum mai jos în șir anumite semne care însoțesc pe cei ce cred în numele Domnului. Important este, fraților, să faceți botezul. Important este să trăim o viață sfântă și curată. Pentru că Dumnezeu vrea să semănăm cu El, nu cu lumea, nu cu ceea ce este în lume, lucrurile murdare ale lumii. Și să trăim sfinți și fără prihană înaintea Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră și pe noi, pe toți ce ascultă, pe toți ce s-au ascultat mica această filmare, ca să avem parte de El. Amin. Amin.